Încercând să copieze rețeta de succes a emisiunii MasterChef, Taraf TV a lansat show-ul culinar MasterChef de Chef, din juriul care va stabili cele mai șucare preparate fac parte Florin Salam, Sandu Ciorbă și Florin Pește. Un profesor de Zaxat din județul Giurgiu i-a acuzat că a sechestrat o clasă de elevi de clasa 5-a timp de 50 de minute, obligându-i să stea liniștiți în bănci și să-l asculte cum predă lecția. Elevii își amintesc cu groază clipele de calvar prin care au trecut. Părea că nu se mai termină. Deși eram cu toții morți de plictiseală, el continua să vorbească din nou și din nou. Până la urmă a plecat, dar a spus că se întoarce peste o săptămână și o să vedem noi atunci. A declarat în lacrimi una din elevele abuzate intelectual. Mai mulți patroni timizi din România apelează la Victor Ponta atunci când vor să demită un angajat. Aveam un angajat pe care încercam să-l dau afară de vreo 6 luni și nu reușeam. A venit domnul Ponta, l-a făcut hoț, l-a acuzat că e numit politic și în 10 minute ăla plângea și strângea lucrurile de pe birou, a declarat patronul unei firme de logistică. Alina Borcea a născut un copil de nota 10. Alte mame din salonul soției lui Borcea spun că băiețelul n-ar fi meritat nota 10, dar că știm cu toții cum se dau notele în ziua de azi. Această notă nu e întâmplătoare, a spus Cristi Borcea, pentru că nevastă mi-a adus la meditații. Le spun invidioșilor să tacă din gură și să-l lase pe copilul meu să se pregătească pentru Liga Campionilor.